Conducta ce transportă gaz metan în mai multe țări a ajuns să fie construită și în zona noastră. Potrivit unui comunicat remis presei, această magistrală transfrontalieră a ajuns să totalizeze deja 215 km de conductă și începe implementarea unor noi investiții privind racordarea la gaze. În cadrul proiectului BRUA, investiție de aproximativ 560 de milioane de euro, se vor desfășura lucrări pe teritoriul a 11 județe din țară, iar în județul nostru sunt vizibile cele din zona Baru Mare, conducta urmând să treacă și prin Paroșeni, foarte aproape de termocentrală. Noul gazoduct va avea o lungime totală de 550 de kilometri și o capacitate maximă de 1,5 miliarde de metri cubi anual spre Bulgaria și 4,4 miliarde de metri cubi anual spre Ungaria. Conducta de transport gaze naturale va trece pe ruta Mintia-Brad-Ștei, ea fiind necesară și oportună în vederea creșterii siguranței alimentării cu gaze naturale a consumatorilor din vestul țării. În plus, aceasta va realiza interconectarea conductei de transport gaze naturale Cefa-Căpâlna-Beiuș-Ștei cu conducta de transport gaze naturale Simeria-Mintia. Pentru tronsonul de conductă Mintia-Brad, valoarea lucrărilor de execuție a fost estimată la 22,4 milioane de lei fără TVA, cu termen de finalizare trimestrul 1 din 2020. Conducta transfrontalieră BRUA va trece prin Valea Jiului, pe la Vulcan și Paroșeni și va face o interconectare pe un traseu lung de 528 de kilometri care leagă Bulgaria, România, Ungaria și Austria, cei din urmă fiind deocamdată scoși din sistem. Proiectul BRUA va trece prin Valea Jiului și va veni prin defileul Jiului de la Gorj, urmând drumul spre Hațeg și vor fi amplasate 5 organizări de șantier ce vor urmări traseul conductei de transport.